Această emisiune conține plasare de produse. Doamnelor și domnilor, ei sunt cei care au aprobat orele de zâmbete. Întâmpinații Vlad Ardovan, Anatol Condropai și Natalia Moran. Bine, seara de bine, bună seara, prieteni, bună seara. Gata, liniștește, că lumea tot a înțeles că e vinere și... Foarte vineri, e foarte seara, respectiv cei care ați venit după muncă, aveți posibilitate să vă așezați la masă și să vă simțiți bine. Să vă răscătușați, să vă desfășeți în fața telemicelor ecrane. În general am sunt și mari ecrane și să primiți o doză de plăcere de la etajul nou și de la domnul și de la doamnișoara. Natalia. Băi. Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am găsit la cel mai pozitiv și plin de bună dispoziție și umor talk show-ul Etajul Nou. Astăzi avem invitați din diferite domenii, dar cu un scop unic, de a ne aduce faima țării noastre peste hotare. Rămâneți alături de noi și veți afla despre cine este vorba. Faima țării peste hotare este importantă, e și mai importantă atunci când la noi în țară, propriu-zis, există tot faimă. Fălii noi avem cât duși trenul, dar mai trebuie și o leacă de faimă. Eu știu, mă bucur că noi, practic, în fiecare emisiune avem oameni care ne reprezintă peste hotare și ne aduc numai lucruri pozitive de acolo și noi spre ei. Eu ți vreau să deschid o paranteză. Eu nu cred că noi în emisiunea noastră putem să aducem oameni care ne aduc altfel decât faima. Exact. Știi cum? Da. Respectiv, trebuie să ne bucurăm de dânsi și să ne bucurăm că avem posibilitate. Știi cum? Sunt cazuri când și animalele aduc faima, nu numai oamenii. Știi? Atât tu propui să aducem și animalele la etajul nou? Da, eu chiar vreau. Pisici? Nu, e clar, dar despre, vorbim despre altfel de animale. Eu vorbesc, de exemplu, despre oița Dolly, da, care a fost prima oiță clonată, da, primul mamifer. Ce știi tu, Natalia, despre oița clonată? Despre oița Dolly. Știi ceva sau nu? Despre oița Dolly, nu știu. Am auzit, sigur, că a fost... Gustoasă. Nu știu dacă a fost gustoasă, n-am mâncat-o. Asta noi nu putem ști, într-adevăr. Știu că e o oaie clonată, dacă nu mă găsesc... E o oaie clonată, cum ai spus tu, amuz, super. Așa, exact ce ați spus și voi. Este cea mai cunoscută oaie din lume, eu ți-aș spune așa. Da? Nu am atâta publicitate, s-a făcut la oaie și... Măi, dar ca oaia asta nu a fost nici una. Nu e nici una așa de cunoscută. Exact. Și nu e nici una așa de oaie ca oaia asta, da. Înțeles, eu am auzit o replică în rutier, în microbus cândva, când mă cătăiam și eu prin transport public. Ia. Am auzit o replică foarte, foarte veselă, hai să spunem așa. Mai mult m-a amuzat felul cum a spus persoana replica respectivă decât propriu-zis replica, dar în fine. Zic, cine? Lena? Oaie și aia, de pe ei o vacă! Fenomenal! Fenomenal, zic, e lichidă! Păi apreciați, ori oaie, ori vacă! Păi asta știi cum, asta e ca un minotaur, centaur și asta e, da, oaie cu vacă, asta cum ar fi? Voaie! Voaie sau va-oaie. Oavă. Tu ești oavă. Tu ești oavă. Asta da. Cum? Asta ești ca o oaie, dar nu mă chești bacă. Da. Bocal. Tu ești bocal. A fi plândă. Un bocal. Plândă bocal, ca o oaie și mare ca o vacă. Știi? Nu, mă rog. Și darnică ca o vacă. Da? Da, vacă de atâta lapte. Băieți, eu mut, v-ați avut experiențe interesante în viață. Da, noi am fost, eu apropo vreau să vă, dacă să vă spun o mică istorie. După ce am absolvit facultatea, un prieten m-a rugat să mergem la țară la el, în Iarova, lângă Soroca, și să ajuți acolo la tăiat niște păpșoi, la strâns mieră, cum zic ei, mieră. Da, la zice. Numai că noi am ajuns și deodată ne-a dat o costumație de militari. Parcă eram grăniceri, pentru că chiar satul se află la, ești pe malul Nistrului, respectiv e o zonă de frontieră. Și bunica zice că ai văzut ce ați vă înainte, că eu vin de urmă și îi mână, zic, pșine. Și noi ducem cu vașile, băieți. Și noi le-am dus vașile,
Au ajuns ei în zona unde au început să pască și noi suntem amândoi pe iarbă cu colegul Constantin. Da, și dau mâna și zic felicitări, domnul diplomat. Și eu zic felicitări, domnul diplomat. Da, eram la s-a dus cu covacele, da. La urmă chestii mai așa, mai hazli, dar se întâmplă în viață. Da, da, trebuie să te întâlnești cu diferite animale în viață. Exact. Da, să le faci față, să le conduci. Să le conduci, să le paști. Da, da. Le-ai condus la pescut, le-am condus. Da. De fapt, și la noi tot așa, unii sunt conduși, unele animale. Nu, sunt unele animale. După Natalia nu mai comentez, da, sunt conduși unele animale. Nu, noi vorbeam și despre animale faimoase, de exemplu... Cum ca un personaj? Personaj. Nu, vorbeam de animale faimoase, ca de exemplu cea despre care mi-ai spus tu înainte de asta, care pe data de 3 noiembrie a fost lansată în spațiu. Ah, tu zici da, de asta, da, că mai este încă una. Da. Da, deci vorbim despre cățelușul, cățeaua pe numele Laika. Da, care a fost adusă în spațiul cosmic, a fost primul animal care a zburat în spațiul cosmic. Da. Ei, na, mă rog, cu regret n-a putut să aterizeze pentru că atunci încă sistemele nu erau făcute pentru asta, dar uite că grație unor animale noi am aflat că totuși în spațiul cosmic oamenii pot să stea. Adică un mamifer. În 1957 am verificat. Am sunat la prieteni, da. Exact. În Londra, apropo, nu mai știu dacă v-am spus de chestia asta, dar există un monument special pentru animalele căzute în război. Vă imaginați, în Londra există monument animalelor căzute în război. Deci pe primul loc, cum credeți? Care au fost cel mai multe animale care au murit în război? Eu am două variante. Cai? Natalia? Cai, mă. Așa, Anatol? Eu îmi spun cal sau câine, deci sunt două. Exact, deci primul loc sunt cai, al doilea loc sunt câini. Și e un monument foarte frumos, deci e ca și cum ar fi porțile orașului, da? Sunt două porți, așa, din metal. Pe ele sunt gravate diferite animale în afară de cele care sunt într-adevăr sculptate. Deci e vorba de un cal, de un câine, de un catâr, de o cămilă și nu mai știu acolo câteva încă sunt animale. Băi, e un gest frumos, deși cred că la animale cam le lipsesc tot una de asta. Da. Dar oamenii care apreciază acest gest, într-adevăr, deci eu consider că e o chestie foarte frumoasă. Dar nu știu dacă există în Rusia monumentul pentru Laika sau pentru Belka și Strelka. Belka, Strelka cu siguranță există, pentru că... La muzeul lor, probabil. Da, alea sunt doi câini care au zburat în spațiu și au aterizat înapoi, bine, mersi, au trăit. Până la ei au zburat, evident că mulți, dar despre care, în 1957, apropo, cum vă spuneam, da. Iar cu 3 ani mai devreme. Așa, cu 3 ani, cu 3 ani mai devreme, în Japonia, pe 3 noiembrie, da, așa. 1954, a fost lansat. Așa, știu despre ce vrei să spui. Primul film, pentru că s-au făcut remake-uri multe. Foarte multe după asta. Filmului Godzilla. Godzilla! Eu cred că și tu, Natalia, ai văzut filmul? Da, da. Da, eu mi-aduc aminte. Momentul care se memorizează în acel film, în momentul în care găsesc o urmă a piciorului. Da. A acestui animal care e foarte mare. Acolo lumea intră, poți să faci bazin, genul mare. Nu, cel mai memorabil totuși din filmul Godzilla este atunci când el este în oraș și... Slovește clădirile. Slovește toate clădirile și... Mănâncă avioane, sparge elicoptere. Toată gama de culori din oraș. Apropo, îți imaginezi dacă la noi s-ar filma filmul Godzilla și el merge prin oraș și nu pălește nimic. Și nu are spălit. Ea face doi pași și ar ajunge deja în altă țară. Da. Ori așa. Nu, și obțin prin porțile orașului era la viepă. Posibilitate să treacă. Din porțile orașului, da, merge pe Dacia și sare în lacul... Ghidighici. Nu, în lacul, da, în Ghidighici, da, în principiu, sare am mai aproape. Doi pași și Ghidighici. Da, el trece și de porți și prin porți și prin toate la noi ajunge. A fost o tragedie. Tragedie națională, Republica Moldova, a murit cel mai renumit personaj japonez. Da, da. El cum a venit, a intrat pe porțile, erau stricate, a intrat pe porți, s-a împiedicat de poartă. El mai degrabă s-a împiedicat în drumurile noastre. Oh, nu, da. nu iar găsești. Stai seama, Godzilla se împiedică în porțile din cineva. Da, da, păi... Că... Nu, ar fi o chestie. Ia uitați-vă, urma lui Godzilla, tăți. Nu, asta e bortă de pe șosea. Da, am încurcat-o, știi? Și ce-i pe căuta, nu știu, nu găsați. Da. Simplu. Bulevardul și la noi s-a răspândit caria de pe asfalt. Sperăm că totuși la noi se vor repara drumurile și nu vom avea urme de Godzilla pe drumuri.
Eu, apropo, eu totuși pentru filme. Am avut posibilitatea și Anatol sunt sigur același lucru. Am plecat așa prin țară, da? N-am mai mers cu mașina ultimul timp. Și, băi, pe alocuri sunt drumuri foarte, foarte și foarte bune. Sunt pe alocuri, dar este o porțiune de drum care eu o fac foarte des, venind aici la muncă. Este repară. Știi, de când se repară? Știu. De câțiva ani, eu m-am săturat. Tradițional. Eu, de fapt... Surprizele trebuie să nu vin deodată. De acasă ajung aici în vreo 15 minute maxim. Dacă ar fi drumul bun, ajung în 5 minute. Nu, eu vreau să spun un lucru. Ei așteaptă o sărbătoare mai mare și atunci termină drumul, știi? Și atunci sărbătorim că s-a făcut. Sărbătoarea drumului. Vreau să spun, Natalia, în așa mod. Mai bine, nu spuneți lucrul ăsta, pentru că tu acolo, conform regulamentului, acum taman ajungi în timpul în care trebuie. Da. Dar dacă ar fi să încalci un pic, atunci într-adevăr poate ajunge în decurs. Vlad, tu ai spus sărbătoarea drumului, m-am gândit dacă la noi ar exista ziua internațională a drumurilor sau ziua drumurilor, eu cred că în permanență ar fi în doliu. Da, s-ar sărbători, dar lumea ar merge și ar plânge. Ar plânge, da. Și ar cu lacrime ar asfalta, știi? Eu cred că... E și mai lăsat, că era așa de bun. Așa de bravo era, dar și asfalt bun era pe timpuri, da, zicem, gata. Eu plâng tare des când merg cu drumurile noastre și când dau într-o groapă din aia mare, știi? Și când îți pare că tu mergi mai departe, dar te gândești oar și curat așa... Nu, eu cred că tu plângi pentru mașina, da, nu pentru drumul. Da, dar eu, de fapt, de ce am spus de chestia asta cu Godzilla? Pentru că, de fapt, eu sunt pentru cinematografie, prieteni, și dacă la noi, în 1954, la noi în Japonia, în 1954, s-a lansat filmul, sperăm că și la noi se va lansa vreun film... Tot pe 3 noiembrie, dar măcar și pe orice zi, doar să se lanseze. Care ar fi genul de film cu așa animale? Fantastic? E fantastică și acțiune. E un fel de fantasy. Fantasy nu. Când fantasy nu sunt. E cred că un horror la noi. Fantasy presupune o lume aparte, o lume total diferită de lumea. Da, și care este dacă apare la noi, la noi și o lume aparte. Ah, păi da, dar asta e mai degrabă fantastic. Într-o cameră verde și atât, la noi nu s-ar filma în alte părți. Exact. Asta poți să filmezi oriunde. Hai să vedem cum se filmează acum la noi în Republica Moldova și pentru asta o să avem nevoie de invitatul nostru care ne așteaptă pe noi lift la un telefon. Este actriță și manager de proiect al Centrului Național al Cinematografiei din Republica Moldova, Alina Rusu. Alina, de când te așteptăm, Alina? Salutări, bine ai venit. Microfonașul. Divanașul. Mersi. Salut, Vlad! Salut, salut, Alina! Ia loc, te rog frumos! Uite! Stai să încep eu. Hai. V-am adus două magnete. Unul din Tallinn, Estonia. Super și tare. Un magnet care a zburat foarte mult și a trecut printr-o turbulență foarte complicată, din Shanghai. Wow! A rezistat. Anatol! Da. Anatol. Nu, din Tallinn, eu am înțeles că ai adus una. Din Tallinn și din Shanghai. Deci Tallinn, vin la mine. Hai, lasă-l ței pe italian. Nu, care vrei să nu-l iei acasă? Să nu-l iei acasă? Eu oricum nu-l iei niciunul, dar ți-l văd. E clar că nu-l iei pe niciunul, pentru că ele rămân la noi aici în emisiune. Noi le punem acolo pe rafturile noastre cu cadourile care le avem și de la ceilalți invitați. Cu mare drag. Tallinn. De ce Tallinn și de ce Shanghai? Cred că ai fost cumva pe acolo recent și ceva te-a frapat. Da, cel mai recent am fost în Tallinn, în Estonia, cu proiectul Moldova Cinematografică. Este un proiect inițiat de Centrul Național Cinematografiei din Republica Moldova, care are drept scop promovarea filmelor a noastră, atât a tinerilor regizori, cât și a regizorilor mai experimentați. Când vorbim de filme, nu avem în vedere neapărat filme de lung metraj. Noi vorbim și de filmele de scurt metraj. Și de mediu metraj. Și de mediu metraj cu, da, mediu metraj cu mare bucurie. Mediu metraj este cel mai 90 de minute. Până la 90. Deci scurt metraj până la 20 și ceva. 25. Da, 25, 28. E bine fiecare cu lungimea lui. Dar după care merge până la 90. Mediu metraj. Și deja mediu. După 90. Da, nu, maxim de lung metraj ca să nu se transforme în nu știu serial. Ce serial, da? Sau 120, 160. Pe aici. Deci 160 dacă să nu. Și dacă e un film de 2 ore și 20. Deci cam o se consideră de lung film. Metraj. E oricum de lung metraj. Da? Lung metraj. Dar lung, tare lung. Pentru că da, noi știm că mai sunt și filme care sunt de 10 serii, nu se consideră seriale. 10, 12, sau sunt seriale automat? Nu, sunt filme chiar de deja partea 1, partea 2, ca actele de la teatru, da? Adică actul 1, actul 2, așa și în cazul filmelor.
respectiv. Deci se împart în mai multe părți, dar nu este un film serial. Bun, avem careva succese la momentul de față, să înțelegem, dacă tot vorbim despre promovarea filmelor din Republica Moldova. Eu când aud această întrebare, așa o plăcere primesc. Da, băieți, avem rezultat. Așa, super. Succese foarte mari, chiar vă zic, din primul an. Deci încep să zic despre centru, da? Deja avem un an și 3 luni, ne cresc primii dințișori, deja ne ținem pe piciorușe. Am primit finanțare de la stat. 6 milioane de lei pentru... Slavă Domnului! Slava Slavicului! Felicitări! O parte din bani deja sunt cheltuiți. Nu mi-e mir, pentru că ne bucurăm că sunt cheltuiți cu tâlc. Da, cu tâlc cheltuiți. Deja la sfârșitul anului 2017 vom avea vreo 3 filme, pentru că băieți deja au filmat o parte. Și la sfârșitul 2018 vom avea 15 filme garantat, pentru că anul acesta au fost finanțate 15 filme. Avem atât un film de lungmetraj, avem filme de animație, avem filme documentare de lungmetraj, avem și dezvoltări de proiect și filme de scurtmetraj. Anatol, uite câte de filme, dar când? Mie îmi pare foarte bine că noi am făcut cunoștință acum. Eu mă tin că da. Și noi mă tin că să vorbim și după emisiune. Și după filmare, da. Am cărți de vizită, băieți. Super. Nu, noi, în orice caz, noi dacă ceva... Cât de mult conlucrați cu domnul Jereghe, pentru că noi ne cunoaștem foarte bine și eu înțeleg că omul ăsta a pornit, la fel a dat suflet și proiectelor, dar și se află, este, după câte nu știm, directorul Centrului Național de Cinematografie. Eu cred că iau cabinetele la... Nu, suntem toți într-un cabinet. Într-un cabinet mare. Până și numai un cabinet, dragul meu. Cu 6 milioane nu poți face mai multe cabinete. Da, e important efect să fie, da. Efectul cred că se vede deja, nu? Da. Despre asta și vorbim. Deci, domn director Valeriu Jereghe va transmite salutări. Mersi, frumos. De asemenea, domn Jereghe, cuprinsături, popături. Da, mi-ai zis, vă cuprind a data viitoare, ok? Da, când bine, plec. Bine. Foarte bine că lucrezi, deja fiind și asistenta dumnealui și manager proiect a centrului, uite că împreună cu echipa, mergem și dezvoltăm industria cinematografică, ajutăm tinerii, ajutăm cineaștii să facă ceva. Cât de implicați sunt țările în care, hai să spunem așa, s-a ajuns? Stai și cât de mult au investit ei și cât de mult ne susțin? Stai, Anatol, dacă îmi dai voie, am văzut acum privirea care a făcut-o Alina, în momentul în care apare o secvență cu ea pe ecran, ce... De unde ați scos-o? Pentru și-a spus-o. Pentru și. Deci este... da, ok. Acum, Anatol, pune tu întrebarea și după aia eu am să... Da, deci dacă tot ne reprezentați în țările, nu doar vecine, în toate țările, să înțeleg și în Shanghai și în Estonia și tot așa, care din țări sunt cele mai deschise? Țările vecine, Shanghai, da? Da, nu, am spus, nu doar în țările vecine, Vlad. Care țări ne susțin cel mai mult și au interes să ne susțină și financiar și poate profesionist cu sfaturi bune ca să creștem și noi să avem cinematografie puternică? Deci, bineînțeles, vecinii noștri, am semnat un acord de colaborare cu Centrul Național de Cinematografie din România, un memorandum de colaborare cu Deșchino, Centrul de Film din Ucraina. Urmează deja urmarea vizitii și a proiectul Moldova Cinematografică difuzat în Tallinn. Mă deranjează. N-atrage atenția. Interesant. După asta o să te întrebăm. Nu trebuie să fii serioasă. La noi vin numai oameni neserioși. Neserioși. În sensul serios a cuvântului. În sensul bun a cuvântului, da. Așa? Și deja urmează în anul viitor, la început anul 2018, semnăm un contract, un acord de colaborare cu Estonian Film Institute. Deja estonienii la fel sunt foarte... pregătiți, chiar deschis. Dar Estonia, în general, cu câți ani sunt înaintea noastră cu cinematografie? Să spun că au industrie deja. Au industrie bine pusă la punct deja. Dar din astea trei țări, România, Ucraina și Estonia, cine e cel pe prim plan? Deocamdată România, primul care am lucrat. Deja am făcut chiar și gala filmului românesc pentru copii la Chișinău, de fapt în Moldova, pentru că a fost în mai multe orașe din țară. La fel a fost cu un parteneriat cu Centrul Național Cinematografie din România. Și pe lângă aceasta, deja mai avem și aplicanți care au aplicat la noi la finanțare pentru coproducție. Adică o să avem din, să zic așa, deci din coproducție România cu Republica Moldova. Exact. De ce sunt ei mai mult interesați? Sunt interesați de forțele noastre de muncă în cinematografie sau de peisaje sau nu știu, de actori. La noi dacă filmezi, da, noi știm că nu e chiar scump care să filmezi la noi. Deci echipa tehnică, talente.
Pentru deci, că noi echipa chiar artistică. Avem oameni talentați aici. Noi avem, pot să zic așa, generatori de idei. Eu îi zic că da, noi avem oameni talentați chiar nu aici. Nu se discută. Ok, ok, au glumit. Adică de, de asta mai mult se, și ideile se nasc, dai seama, până la urmă, frați. Și, și atunci când deci avem, avem posibilitatea să la centrul propus al cineaștilor, noi avem posibilitatea, de exemplu, să venim cu o echipă, da? Să, să venim doar cu ideea și să pornim un proiect sau ne trebuie neapărat finanțare. Nu, 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 păi finanțarea vine propriu. Vine finanțarea, vine. Deci, de ce vreau să te întreb? Vreau să întreb concret, iată, un, un regizor sau un scenarist vrea să-și facă un film. Cum parcurge el acești da, pași până bine vine la... Da, am înțeles. Da. Deci, pentru a aplica la finanțare, trebuie să aplice producătorul, da? O casă așa de producție. Sunt multe la noi. Poate fi o casă, doar o casă de producție sau poate fi și doar o persoană cointeresată ca și producător. Neapărat regizorul trebuie să fie trebuie o casă aibă, de producție. Regizorul trebuie să aibă un contract semnat cu producător. Așa. Pentru că banii statului merg la producător. Către producție, da. Ei, și deja se, producătorul se ocupă de ceea ce urmează. Deci ideea, da? Scenariul scris, dosarul regizorului, dosarul producătorului și când se anunță concursul de finanțare se depun două dosare. Dosarul de aplicare și dosarul tehnic. Așa. Și deja este comisia de selecție, care e secretă, anul ăsta a fost secret, așa va fi și mai departe. Super tare. Ei deja. Eu sunt numai de acord. Da, țară mică. Exact. Și... de secret. De secret. De secret, la noi nici nu se divulgă că nu e secret. Nu, 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 niciodată. Numai să ceri, deci, cum atru, repede, acolo este finanțare. Repede. Acolo bani, dă bani. Acolo rublă, rublă, rublă. Nu bani, chiar nu, rublă. Nu, dacă e secret, cum atru, lasă tu zici mai târziu. Sunt mai acolo. Okay. În timp de 2 săptămâni, sau mă rog, poate fi termenul prelungit de depunere a dosarelor, regizorul niciun serat, îi ține de partea de lucru producătorului, depunerea dosarelor. După aia se deschid dosarele, se dau la către membrii comisiei de selecție, dumnealor citesc, au un termen de 30 de zile de analizat toate scenariile care sunt, notează și dacă scenariul a obținut punctajul 6, de la 6 în sus, deja trece în etapa a doua. Așa. În cazul în care nu, deja este retras. Pot să te întreb la momentul de față, dacă noi tot vorbim de dezvoltarea cinematografiei la noi în Republica Moldova, uite, în anul ăsta câte aplicații au fost? Anul ăsta adică au fost sau... 22 de dosare s-au depus, dintre care 16 au trecut. Deci procentul este destul, de, destul de, de mare, adică nu este, nu este un concurs atât de grav. Dacă vii, stimați producători, regizori, scenariști, etc., oameni cu interesați, oameni de art. Și dacă aveți voi o idee și simțiți că este o idee bună, nu o lăsați la varianta ideii. Mergeți cu ea, depuneți-o la, la o casă de producție, într-adevăr, și uite că poate există posibilitatea să fiți finanțați, pentru că niciodată nu știi dacă ideea e bună, într-adevăr, să meargă mai departe. Alina, de exemplu, tot niciodată nu s-a gândit că o să ajungă până la urmă să ocupi cu chestia asta. De ce? Recunosc, da? Recunosc, da, 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 da. Okay. Și acum cum te simți? Ca peștele în apă? E ceea ce vrei să faci? Da, mă simt foarte bine. Am văzut acum niște secvențe, da? Uite că le dăm de la început. Deci, Alina, știm că e și actriță, propriu zis. O consider mai degrabă hobby sau e tot o activitate pe care o îmbrățișez cu mâini și picioare? Chiar nu știu să-ți dau un răspuns concret la această întrebare, dar cred că totuși mai mult un hobby, pentru că eu sunt, să zic așa, actriță cu diplomă de drept, știi? Activez în la CNC, da? Adică așa, eu sunt mai, da. Am înțeles. Te-ai simțit confortabil în timpul filmărilor propriu-zis și dacă eu să vorbim anume de, de aceste filmări? Da. Da, pot să zic ceva, că acesta e un proiect, aici e un scurt metraj care a fost făcut în 48 de ore și m-am simțit foarte bine, am lucrat cu o echipă de tineri cineaști. Doi regizori, cred că nu e problem dacă le zic numele. Da, sigur. No. Victor Gălușcă și Lucia Lupu, deja Vlad Bulgaria n-a mai fost. Băieții au niște lucrări de-a lor, niște filme, Teatru și Pușcărie de Victor Gălușcă, Paparuda de Lucia Lupu, cu care împreună cu proiectele acestea sunt la Moldova Cinematografică. Zic că sunt foarte, foarte apreciate atât de publicul turcesc, că, pentru că a fost și acolo Moldova Cinematografică, cât și în Estonia. Foarte mult... au prins filmele astea. Spune-mi, o mică paranteză a fost. Da. Vreau să înțeleg. Toate aceste proiecte, toate lucrările care se fac, tendința este să reînviem cinematografia în țara noastră? Să din nou să fie Moldova Film? Așa se va numi? Sau va fi și schimbată? Moldova din... Film și este. Moldova Film și Moldova așa film și este. Este. Nu contează. Este da. CNC acum.
Adică, așa? Mă rog, tot care se ocupă de partea administrativă, să zic așa, da? Finanțare și așa. Da, să renaștem cinematografia, pentru că totuși e ceea ce ne reprezintă pe noi. Și până la urmă, cinematografia foarte mult ajută la economia țării. O, da, noi asta știm foarte bine și, să lucrăm, și vrem să muncim în domeniul respectiv, dar acum, la momentul de față, nu prea avem timp să mai vorbim despre asta, pentru că, na, emisia ne dictează ce și trebuie să facem. Dar avem o mică surpriză pentru tine, nu știu cât e de surpriză, e mai degrabă o surpriză plăcută. Avem o rubrică pregătită special pentru tine, despre ce anume, Natalia, o să ne spunem acolo. Am crezut că vine Moș Crăciun. Ai crezut că vin cadourile? Vine, da, vin și cadourile. Vine albă ca zăpada. Alina, trebuie să continui proverbele din imaginile de pe ecran. Aha, uite, fiind o persoană erudită, trebuie să știi proverbele. Dar noi să te punem la încercare într-un alt soi. Să le modifici și să le dai o nouă viață. Să le dăm o nouă viață acestor proverbe. Să nu fie varianta originală, propriu-zis, dar o să aflăm și varianta originală. Regia, dați-ne, vă rog frumos, primul început de proverb. A se uita ca boul... În telefon. Perfect. Mai ales la filmări. Mai ales la filmări, da? Noi am înțeles despre cine e vorba, da? Vă rog, după proverbele astea care vor fi spuse de mine, vor fi publicate undeva? Da, neapărat. Faceți o carte, vă dau. Bine, noi tot o să-ți dăm câte variante. A se uita ca boul la telefon, da. Hai, Anatol. A se uita ca boul la rutieră. A se uita ca boul la ochi. Nu, a se uita ca boul la vacă. Asta e palpitant. Da. Următorul proverb. A se uita ca boul, nu-i așa zis. Asta încă nu e cel mai slas și poate să existe. Eu nici n-am știut că noi avem și Noi avem și versiunile noastre. Super. Da, următor. Așchia nu sare departe. De geantă. Așa. Așchia nu sare departe. De ochi. Așchia nu sare departe de zahăr. De ce? Nu, așchia nu sare. Aha. Departe de zahăr. Așchia nu sare departe de zahăr. Da, ok. Înțeleg. Am spus de geantă, eu trag tot la gospodărie. Da, tot la mine. Hai să vedem ce avem. Tot la geantă. Departe când este lene. Da, nu e evident. Nu, și normal, nu sare departe când este lene. Bate și se va deschide. Un dosar penal. Pouleu, da, foarte simplu. Dacă asta e tare. Uite, asta e tare. Avem studii de juridice. Eu nici n-am scombat chestia asta. Nu, eu sunt de acord. Bate și se va deschide ochii. Da, asta tot ar puteți și bate și se va deschide ochii. Sau bate și se va deschide gura. Stai o secundă. Bate și se va deschide. Nu știu, după dosar. Nu, eu am uitat ce am vrut spun. După dosar penal mă închide. Care este versiunea? Intră și nu te rușina. Da, bate și se va deschide, intră și nu te rușina, da. Toarnă și bine. Broasca mică face... Flotări multe. Așa. Broasca mică face ouă mare. Broasca mică face... Punct. Nu, broasca mică face cheia lată. Da, broasca mică face treabă bună. De ce nu? Hai, sau... Bazaconii mari, dacă e broască. Ok, următorul. Cine tace... E mut. Ok. Cine tace, nu aude. Da, cine tace, rămâne cu scenariile în dulap. Cine tace, nu filmează. Da. Exact. Versiune? Lasă-l sta. E bună chestia asta. Cum îți vei așterne? Îmi stâng în doar varianta. Dar varianta originală. Da, știu și mie mi-e complicat. Cum îți vei așterne, așa vei culege. Da, cum îți vei așterne, așa ai călcat... Nu, cum îți vei așterne, așa să arăți prostirea. Da, sau prostie care să faci prostirea. Da. Ok, cam asta e. Da, să vedem. Așa și vei așterne. Logic. Dacă n-ai scurs, știi cum e și alte chestii. Hai să mai vedem. Ultima versiune. Înalt ca bradul și gol ca portofelul. Așa. Înalt ca bradul. În centrul capitalei. Înalt ca bradul și o leac pe o parte.
Au fost timpuri. Și cu puțin iluminiți, cum era. Da. Înalt ca bradul, da, gol, gol ca, nu ca bradul. Da, gol de tot. Gol de tot. Fără șcării, înalt ca bradul, fără șcării. Asta a fost ultima versiune, să vedem și regia dacă are și ea o opțiune pentru noi. Cred că n-a că vecinul. Asta îți transmite de la părinți. Nu, eu vreau să spun că nu știi de a cui. Anatol, eu vreau să spun mulțumesc în primul rând regiei pentru că n-a pus acolo vecina. Da. Asta e foarte important. Lasă-mă gine și vecinul. Cred că n-a, nu, asta e foarte bine. Tu știi, bune opțiune de regie, pentru că asta e chiar, asta poate intra. Ca să nu-ți pui întrebare de cine seamănă, știi cum? Zic, înalt ca bradul, cred că înalt ca vicin. Ca vicin, da, trebuie nu. Cu cine seamănă? Seamănă cu cel care trebuie. Oricum, cu dosarul trebuie să intri în popor. Neapărat, da. Neapărat trebuie să intri în popor. Alina, când totuși un îndemn către toate persoanele care sunt interesate în cinematografie, uite, și astăzi mai e încă o platformă de publicitate, te rugăm să le spui și doar ceva. Stimați cineaști, nu vă rușinați, aplicați la CNC, noi suntem pentru voi și viitorul cinematografiei în mâinile voastre. Succes! Iar noi vrem să vă spunem, stimați telespectatori, să nu schimbați canalul, pentru că acum telecomanda este în mâinile voastre, de dacă o schimbați, apoi nu ați vedeți nici un film. La care și prieteni, pot să vă spun că cine o schimba canalul, precis că am o să aibă dosarul. Dar, sorian toți... Dosarul penal. Da, nu, dosarul... este simplu, dar dosarul penal. Ce vreau să vă spun, Natalia, mult stimată colegă, aplicați, câștigați și filmați. Da, vezi că... simplu. Păi tu vezi că eu mereu filmez aici, fac diferite videouri de la așa funny. Că tu, dacă un pic mai mult îți filmează, îți faci un scurt metraj. Da, mă fac și eu cameraman cu timpul. Un film despre o emisiune, îți dai seama. Un film despre emisiune. Este un film serial despre filmarea unui film. Filmarea unui film, procesul. Da. Procesul de filmare și trebuie ce să faci în emisiune și ei numai nu se filmează propriu zis filmul. Da. Tu trebuie să fac un film cum noi aici facem emisiunea noastră. Da, îți dai seama că sunt momente, tu trebuie să faci și intrigă, tu trebuie să faci punctul culminant. Tu crezi că eu asta nu pot face? Intrigă tu poți face, noi asta am înțeles. Vlad, de asta și tu trăiești, dăm 2 săptămâni acasă. Ne faci intrigă, ne aici. Dar unde punctul culminant, asta și ne interesant. Acolo de așa urmează. Păi văd că vă țineți unul cu altul, eu dar tacte, de întrebările mele nu vreau să o epuiza. Deci și să o epuiza. Tăman că cu cât mai mult pui întrebări, cu atât mai mare să faci intrigă. Da. Voi să fiți protagoniștii. În filmul tău? Da, nu, normal. Nu, protagonista e să fii tu neapărat. Tu nu, stai, chipa să fii regizorul. Eu sunt regizor. Dar eu un film fără tine și să mai filmez eu. Și tu înțelegi filmul, e vreți să ne filmăm noi, protagoniștii. Nu trebuie să ne filmăm. Nu ne filmăm. Să filmatem odată un Muntele Gârbovit, cum se mai numește. Tu așa la nume filmul? Muntele Gârbovit. Eu nu știu cum se numește el, pentru că altfel nici nu știu. Muntele Cărojit. Cărojit. Cărojit, prima dată, nu. Gorbata Iagara. Gorbata Iagara. Gorbata, adică Muntele Ghebos. Muntele Ghebos. Muntele Ghebos, da. Da, despre doi haiduci. Haiduci. Doi cowboy. Doi băcari, da. Doi cowboy. Da? Și care, între timp cât pășteau vășile, se vede că doi buhai, știi cum buhau, eu mergi odată la vacă, știi? Și după aceea mergi la buhai. Cam despre asta e filmul. Asta uite, noi am făcut dintr-un film de metraj, un scurt, super scurt metraj. De asta, Natalia, te invit cu mare drag să ne spui despre cine este vorba. Invitatul care ajunge la noi în platou este maestru în artă, om emerit și artist al poporului din Republica Moldova, Jan Raiburg. Ce seară minunată, mai spunem iubito odată, mai spunem că ești frumoasă și când vei fi mereasă. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domn Raiburg, încântat să vă revedem. Eu cred că dumneavoastră știți foarte bine cum se lucrează cu acest aparat microfonic. Eu cred că trebuie un ciocan, dar... Eu, corect ați crezut, eu am adus nuși. Bună seara și bine ați venit! Bine ați venit la noi, noi foarte mult ne bucurăm și noi discutam astăzi despre cinematografie și prima întrebare care n-are treabă cu muzica, cât ați fost în America? Ați reușit să vă duceți la vreun cinematograf? În general, priveați filme acolo? Uh,
Da. Bun, așa, răspuns, gata, am încheiat tema. Le priveați în limba engleză sau erau și cinematografii care aveau vreo traducere oarecare, în rusă, în română? Nu, în engleză. În engleză ați primit? Da, dialect american. Dialect american. Corect. Bine spus, anume dialectul american, pentru că, dar noi, în general, foarte multe filme sunt anume cu dialect american, de obicei, cele care ajung pe... Sunteți amatori de filme? Priviți filme? Ce gen de filme vă plac? Înainte mai mult, acum mai puțin. Eu acum știu să... Mă uit la film două minute și înțeleg de-am cum să termin. Nu, eu mă uit două minute și ador. Să uit filmul. Nu, eu chestia întregea că, nu, un film interesant, părere de rău, cum destul de rar se întâmplă, că te uiți și interesant. Că e seamănă unul cu altul. Da. Din altă parte, e interesant, pur și simplu, să intre într-un cinematograf în Statele Unite, dar și noi vorbim. Pe mine m-a interesat cum e acolo, cum te simți acolo. Că cum reacționează americanii? Ce fel de cinematograf e aici? Dar mai mult totuși priveam televizor, mă uitam în internet, nu așa ca tineri, mai rar, mă uit în internet, acolo niște prostii care cred, după ce asta e o prostie care nu trebuie să cred. Așa e, exact. Dar tot ce e legat cu filmul, da, deci dacă filmul e frumos, filmul bun... Dar cum privesc americanii filmul? Dar ați spus inițial că ați vrut să vedeți... Ei mănâncă mult popcorn. Ei mănâncă popcorn. Nu. Clefui. Da, mănâncă. Înainte să fuma, acum nu fumează deloc. Nicăieri deloc nimic. Nu voie să fumez deloc. Eu nu degeaba mă gândeam odată ce fel de diferență între oamenii care fumează și oamenii care nu fumează. De ce oamenii care fumează niciodată nu întreb pe acela care nu fumează de ce el nu fumează? Și acela care nu fumează, întreabă mereu, deși fumez. Aha. Da, asta e bună întrebare. Nu, de fiecare dată, azi ducem, de ce tu nu fumezi? Nu fumezi? Da. Și, ai deci probleme? Ai probleme cu sănătatea? Niciodată nu întreb. Niciodată nu întrebat, da? De ce tu nu fumezi? Eu vreau să spun că eu mă împiedic de întrebarea asta cu servitul, de fiecare dată. Dar și eu alcool nu servez, domnul Raiberg. Și la mine, de fiecare dată, de ce tu nu bei? Ești bolnav? Nu, asta e adevărul, ai dreptate. De multe ori cineva zice că hai, cinzeac. Da. Scuzați, dar eu sunt la volan. Dar tu poți să lepezi mașina. Las mașina și... Da, păi cum? Tu nu poți să explici la omul că eu pot să cinstesc cu într-o companie sau într-o situație unde este o plăcere. Exact. Evident. Dar să bei așa, pur și simplu, să bei, asta nu sunt eu. Corect, dar și în general, la o petrecere în care sunt oameni cunoscuți, ești normal să refuzi, pentru că, băi, nu am plăcere, dar nu e normal. Poți îmbieți, când nu sunt cunoscuți, mai evident. Bine să nu vezi pe dânșii de loc. E adevărat chestia asta. Tot e o variantă și asta. Dar ce trebuie să primească Jan Raiberg ca și recenzie, ca să vrea să privească un film? Deci cine trebuie să dea o recenzie? Trebuie să fie un membru al familiei sau trebuie să fie un prieten sau trebuie pur și simplu un om de pe stradă pur și simplu să spună că ia că domnul Raiberg, filmul ăsta e bun, uitați-mă. Știți, eu cred că orice om cu gustul lui și gusturi sunt diferite. Așa? Este o vorbă așa tot umoristică, când unul a spus că lui nu-i place cum cântă Pavarotti. Așa? Acela o întreba, zice că tu ai ascultat pe dânsul, zice că nu, Sasha mi-a cântat. Asta da, mai bună. Da. Nici nu-mi place cum cântă Pavarotti. Eu am spus cum o da. Nu, băi, asta e genial, într-adevăr, da. Dar nici nu-mi place interpretul ăsta, că el... Nu, că gustul e diferit. Cine mai iubește melodrame? Cine mai iubește... Comedii. Știți, uneori eu mă gândeam, de ce majoritatea filmelor americani au happy end? Da. Că omul a ieșit și ușor a ieșit. El știe că finala o să fie pozitivă. Aici la noi se întâmplă când finala e negativă. Și așa e viața cam puțin tristă. Și el încă a ieșit din filmul acela, zice că noi, totuși, la aer e mai curat și mai bine. Că el a ieșit cu capul bolnav și... Cu informații negative. De ce s-a terminat așa film cu finala negativă? Eu cred că tot depinde și de vârsta omului.
depinde ce iubești tu. Cineva, iată, eu țin minte să vă spun așa cum este, asta nu că e nostalgie, dar înainte erau comedii chiar în fostă țară, cei care au fost, erau comedii care eu pot să privesc de 20 de ori, de 30 de ori. Am și fraze sunt frumoase, fraze care sunt memorizate pentru toată viața. Rămas deja, da, legendare. Am și eu filme din astea care mă uit cu... Dar am unele comediile comerciale, nu știu cum, parcă e făcut șablon la fiecare. Asta deja nu e comedie, asta e tragedie. Asta s-a terminat comedie. Mă uit la comedie și băi, așa e de tragic comedia asta. Dar spuneți-mi... Nu, dar e adevărat ce spune domnul Raiber, că v-ați uitat o singură dată și după aia nu mai vreți să o repetați. Nu vreți să vă mai uitați. Dar nu, că nici nu se uită până la urmă, dar spune ăștia, dar ai mai văzut numai... Câteodată. Știi, cum să spun eu, nu că eu special n-am intrat încă o dată, dar așa de multe sunt posturi de televiziune și canale și diferite filme, diferite posturi care trebuie să plătești, să privești. Acolo merge un film după un alt film. Tu deja știi, filmul ăsta e bun, eu vreau să mă uit, că n-am... filmul acela nici nu vreau să mă uit, că eu știu că, nu că un actor mare joacă, că uneori se întâmplă așa, iau pe un actor bun, celebru, mare, dar filmul e prost și... Filmul de doi bani, da. Pentru ce? De asta că eu cred că fiecare om, întrânsul, el poate și nu știe, are ceva de la regizor, de la omul care poate să facă scenariu, dar el nu știe, că el se ocupă cu alții. Dumneavoastră, niciodată n-ați scris muzică pentru film? Muzică pentru film nu m-a cerut nimeni. Nu m-a rugat. Unica ce știu că în România, ceva ani în urmă, eu nu țin minte, a ieșit un film unde m-a telefonat și m-a rugat piesa Ce seară minunată să fie ca un generic film. Asta e unica ce. Eu poate și că aș putea să scriu, dar nimeni nu m-a rugat. Adică, dacă v-ar fi interesant să da, o provocare. Da, de ce nu? Eu chiar mă bucur. Uite, ia că asta e cooperare. În momentul exact, în care... Exact, să fie o provocare oricare care să genereze un interes. Nu vreau să vă spun, băieți, că știți, artiști rămân artiști. Nu contează actor în teatru sau cinematograful sau actor pe scenă, un interpret, un compozitor, dar când tu faci o emisiune și tu știi că emisiunea asta e un fel de panoramă unde e minciuna de la început și până la capăt, să mă înțelegi corect. Da. Eu am privit o emisiune despre mine, că eu nu știam că asta e despre mine. Da, asta era despre mine. Asta era, placă, da, era minciuna de la și până. De niște oameni care, în loc să totuși să verifice asta informația sau nu, da, noi putem să facem o glumă, mă rog, un umor, dar dacă asta e o emisiune despre o persoană sau personalitate, unde e minciuna de la început și până la zi, până la 100% e minciună și oamenii, mulți oameni cred în minciune, nu în adevăr. Și eu, după mine, șleiful acela încă până ziua de astăzi. Pe mine unii ori m-a invitat la niște posturi de televiziune și mă rugau imediat, zici că noi vrem să vă vedem, dar să veniți cu un cântec fără pahar. Eu un fel de alcoholic, să știți. Adică ați scris muzică doar de pahar. Că eu am scris în viața mea niște piese, știți și voi. Eu am vreo 10 piese de veselie, de petrecere, da, de chef. Da, da, știm. Și într-un moment aici tot s-a făcut drej. Unul a venit la mine, era beat, turbeat și a spus că despre sprijina mea el bea. Aoleu! Și așa informația asta. Asta înseamnă că eu nu mă supăr, că oamenii sunt bolnavi și... Ce să te superi pe un om bolnav? Exact. Vezi? Doctorul nu se supără pe oameni. Nu, ca știi că în casa de nebuni, exact. Mă rog, acolo sunt mulți oameni care trebuie să vorbești cu dânsii în limba lor. Da. Ca să te înțeleagă, așa, dar nu înseamnă că și ești tu nebun. Așa, un bilet și spune că eu sunt Iulicez. Da. Și acela întreabă pe dânsul, zice că, dar cine a spus? Zice că Dumnezeu. Zice că eu nu am spus el. Eu nu ți-am spus nimic. Da. Da, dacă e să vorbim, am vorbit despre muzică în filme și așa mai departe. Ce fel de muzică, noi știm foarte bine că fanii dumneavoastră vă ascultă piesele voastre. Ce fel de muzică ascultă Jan Raiburg atunci când este singur acasă? Mai bine zis, ce fel de muzică, gen de muzică îmi place mie? Da. Muzica jazz. Muzica jazz? Da. Ați preluat cumva asta din timpuri sau de atunci de când ați fost din tinerețea mea. Unica ce că la noi muzica jazz, părerea de rău, nu se dezvoltă și... Dar îmi place, am și fonotecă și videotecă.
mulți interpreți mari, orchestre mari, îmi place band-uri, îmi place... Dar eu scriu muzica mai simplă pentru oameni, nu că nu-mi place, eu simt ce trebuiește omului. Asta nu e pentru mine, asta pentru oameni. Dacă noi vorbim de dragoste, muzica trebuie să fie de dragoste, ceva romantic. Dar să bată numai doba și să faci dragoste numai doba aceea, eu nu cred că asta e normal. Poți să-i zbați din ritm și poți să-i pericos. Da. Dinții. Da, asta ca iepurașe, da. Dar ați spus că aveți o fonotecă. Aveți o fonotecă pe vinil cumva? Sau aveți? Înainte am avut foarte multe discuri vinile, da, așa? Plăci. Dar s-au întâmplat și în viața mea niște momente când eu am schimbat viața, am schimbat și țara și tot s-a dus eu nu știu unde. Am lăsat. Ați lăsat în urmă? Am lăsat. Da, acum, după ce deja au apărut CD-uri, au apărut niște. Acum, știți, pe mine mă întreabă de multe ori dacă eu n-am un CD nou. Nu, eu n-am. Eu am lansat 22 de CD-uri care am lansat. Eu aș putea, poate și să am acum și 30, dar n-are rost că au dispărut case de discuri. Că acum oamenii n-au nevoie de CD-uri, ei trag din internet pe stick, nu știu, 1000 de cântece și ascult. Eu odată am pus o întrebare, zic, știți, dar înainte cum era un scriitor, un poet, scria o carte și dădea autograful lui. Și asta rămâne deja pe o viață, poate ții, poate copiilor tăi. Așa și disc, poți să semnezi ceva, să urezi ceva sănătate, dar pe un stick cum poți să faci asta? Sau cu într-un format virtual. Dacă... Poți așa tare mărunțel, așa că ne-am bat. Nu, ne-am încărcat când cu lui Jan Raiber și ne-am încărcat semnătura. Și cu felicitări. Da, cam așa ar trebui să fie. Exact. Domnule, noi ne bucurăm foarte mult că ați venit la noi. Noi avem o rubrică pentru dumneavoastră și ea este un pic legată, probabil, este un pic, o rubrică distractivă, în primul rând, asta vreau să vă spun, și un pic legată de unele momente, de probabil... De experiența dumneavoastră din viață. Da, legate de faptul că știți engleza. Domnul Raiborg, vă propunem să rezolvăm împreună câteva rebusuri. Asta e. Noi avem de la regie niște rebusuri și împreună cu dumneavoastră o să le vedem pe ecran și o să încercăm să le rezolvăm. Regia, vă rog frumos. Nu știm, stați bine cu simțul umorului, așa că respectiv noi le-am pregătit ca să vedem cum dumneavoastră o să le... În primul loc să știu ce înseamnă rebus. Rebus sunt desene, evident, și cuvintele care apar pe desen trebuie să le unim cumva într-un sens. Spre exemplu, aici avem o boxă mono. Mono. Și aici este un pește, dar anume concret un pește de mare care se face foarte mult conserve din trâns. Și este ton, respectiv cuvântul monoton. Monoton, da. Monoton, hai să vedem. Deci cuvântul e monoton, cam așa derulează. Da, voi răspunde ce eu spun, da. Da. Haideți să încercați noi împreună, o să încercăm împreună să facem. Așa. În engleză. Ce este primul desen? Un pistol. Da, așa, dar în engleză, cum sună? Gun. Gun, corect. Și acelea-s? Asta e ce? Aici sunt multe. Multe oi. Aha. Da, și deci, cum se scrie gun în engleză? Scrie cu U. Da, exact. Da, și asta ar fi cuvântul? Gunoi. Gunoi, corect. Cam așa. Asta era idee. Trebuie să spuneți că noi e noi. Nu, dar eu nu știam că eu s-ar deștept. Hai să vedem mai tare. Aici e legat de faptul că poate îl cunoașteți pe actorul ăsta. Dacă îl cunoașteți, atunci știți și actor american. Dacă nu, atunci nici nu mai... Nu, știți, în primul loc, mă rog, fără ochelari nu văd, dar hai, zicem așa, un actor... Așa, este... Un actor american. Da. E vorba de Mickey Rourke. Da, Mickey Rourke, da. Da, da. Și acolo este... El acum s-a schimbat tare. Da, s-a schimbat tare. Da, drastic, da. Și-a făcut operație. Și acolo noi avem un disc de la calculator. Un șoarece. Și în engleză el e mouse. Mouse, exact, da. Mickey Mouse, da. Mickey Mouse, da. Mă înțeles. Cam așa ar fi. Știu, așa interesant. Cum e băieță așa interesant? Nu știu. Hai să vedem următoarea. Cum e în engleză, în primul rând, polițist? Policeman. Sau? Da, sau, cum îi spun prescurtat în slang. Prescurtat? Da.
în slang. Cap. Cap, corect. Și aici avem un robo... Robocop. Robocop. Robocop, da. Robocopul Robo. Care e renumitul... Știți, asta e încă o dată, spun, că am vorbit de dialectul, dialectul american, da, și englezii, da, sunt diferite. Da. După ce în engleză e cop... Da. Americanii spun cap. Cap, cap, da, da, corect. Ca shopping și shopping. Mă, da, rog, să... Sunt diferite dialecte. Bine, am înțeles. Următoare, da, imagine, să vedem. Ideidici. Aici, o, aici, 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 normal. Aici e mai, poate complicat, poate nu. Nu, aici în primul rând trebuie să înțelegem că cuvântul trebuie să fie cenzurat. Da. Nu, știți, eu nu vreau să spun niște prostii care... Eu... Da, da. Noi vă șoptim. Cuvântul e forma lui cenzurată și respectiv e un fund. Fund. Asta e, da. Fund. A. Fundamental, da? Fundamental, da, vedeți? Să te serios. Eu am vrut, chiar și bine că mi-a spus că e fund. Eu am vrut să spun altceva. Noi ne-am păzit. Faza bună trece primejderea. Dar nu, eu n-am vrut să spun în limba română. Înțeles. Asta mental era să fie. Ok, asta e semnul de 3 întreg și 14. Dacă îl știți, este vorba de semnul grecesc. Așeles... Moldovnești. Asta e cioară, nu? Da, da, mai multe. Și semnul grecesc pentru litera respectivă. P? Da. Pi, da. Pi? Și pi? Și picioare. Picioare. Picioare, da. Picioare, da. Picioare sau picioare, da. Un picior și o... Da. Și o picioară. Un picior asta... Un om. Un picior de bărbat, o picioară. O picioară de... Da. Așa. Este faraon aici. Da, asta e zeul soarelui. Acela e zeul soarelui și el se numește, îl cunoașteți? Zeus? Nu, zeul soarelui din Egipt e Ra. A, Ra, da, Ra. Și asta e un... Capra. Da, corect. Bravo, capra. Capra, bravo. Super tare. Doar, eu nici nu știam că nu ești drept de astea. Da, eu nu știam că eu sunt deștept. Da. Ok, aici e mai complicat. Aici e mai complicat pentru că aici e vorba de câte persoane sunt aici. Câți oameni sunt acolo în desen? Nu, eu, până când eu văd, 2 sau 3. Doi și acolo, următorul desen? Și acolo îi dă o palmă. Cum zic al noștri când fac? Na! Și nu-ți primești cam... Și te primești un gen muzical. De muzică națională. Doina. Doina. Corect. Da. Sau un cimitir. Nu, eu, știți, eu am înțeles că na. Dar... Nu, m-am uitat la omul ăsta și credeam că... La este... Da. Da. Aici este o mască... Tot e legat de faptul că știți engleza și al doilea desen este legat cu... Da. Asta e legat cu un taxi. Nu, e legat cu orașul. O stradă, cum se spune la stradă în limba engleză. Street. Așa. Street. Și asta e pentru și masca. Da, împotriva la ce se folosește această gaz, mască. Deci e o mască împotriva gazelor, respectiv împotriva la gaz. Ai și vedere. Împreună cu street fac cu o street? Boală. Asta e gaz? A, ai vedere boala. Da! Gastrit, gastrit. Da. Asta e, da, gastrită. Da. Și ultimul ultima e complicată, într-adevăr. Ultima e mai interesantă. E interesantă și... Da, este semnul yin și yang. Aha, ceva e cu mine legat. Așa, dar după ce este un porțile raiului și un oraș nemțesc, care este Burg. Și respectiv... Asta e Raiburg. Jan Raiburg, da. Yin și Jan și domnul Raiburg. Vreau să vă spun că iată Raiburg scris, da? Da. Orașul raiului, da. Din altă parte, de multe ori îmi spun... Bună ziua, domnul Iarburg. Iarburg? Eu ceva cu iarbă. Rai Iarburg. E mai ușor. Din asta a scris doar muzică de chef, nu muzică de iarbă. Așa că... Nu, ei, dar atât sau chefurile lor. Fiecare cu chefurile lor. Acum știți că noi acum am vorbit. Interesant chestia asta, dar eu mă gândesc acum că mi-a spus dacă eu cândva am încercat să scriu muzica pentru un film. Așa? N-am încercat, dar vreau să încerc, dar eu nu știu, există încă aici, vorbesc de studio sau vorbesc de unde se fac filme sau un regizor sau, mă rog, o temă și mai departe. E foarte interesant, asta nu e de glumă. Da, înțeles, da, da, da. Interesant. Super, un mesaj dacă se poate pentru... Telespectatorii noștri. Pentru telespectatorii noștri. Telespectatorii totdeauna, știți, în viața se întâmplă orice. În viața noastră, cineva dorește nu știu ce. Eu doresc tuturor sănătate. Asta e unica care nu se cumpără.
În rest, ai bani, n-ai bani, dar sănătatea nu poți să cumperi. Am avut și eu prieteni cu bani mari care s-au dus deja și spuneau că noi dăm tot de la noi numai să trăim. Nu s-a întâmplat. De asta și eu doresc tuturor sănătate și să privească Busuioc TV, că este un canal foarte interesant, cu oameni foarte buni și foarte deștepți și foarte umoriști, mai ales vorbesc acum despre voi. Noi nu suntem prieteni așa de cataramă, dar eu vă stimez și totdeauna când ne întâlnim noi, eu cu mare plăcere mă întâlnesc cu voi. Și noi vă stimăm foarte mult. Vă mulțumim foarte mult. Iar noi, stimați colegi, ne întoarcem vizoarele către acea domnișoară blondină care vrea să ne spună ceva. Dragii noștri, iată că a venit și timpul să ne luăm rămas bun, dar nu pe mult timp. Să știți. Da, prieteni, rămâneți cu etajul 9. Noi mereu suntem aici și vă așteptăm cu mare drag. Pe curând, o seară cât mai frumoasă să aveți. Pa, pa! Pa, pa! Pu, pu, pu! Această emisiune conține plasare de produse.